Iar e bine. Ce liniște e de când a venit mireasa mea acasă. Da, mireasa mea. Păi dacă e așa, de ce breginere noi la biserică să ca să nu mai trăiți în păcat? Fă, pot să mănânc și eu liniștit? Pot să nu mai fie așa tare în gură? Da, mă, gata. Vezi, bre, te mai întreb de ce te bate bărbatul. Eu nu mi-aș bate niciodată nevasta. Iar vorbești, mă! Uite-ați închit asta vorbind, ce are, bre, de celălalt? Morele, du-te de aici, că miroase a creier încins. Du-te, du-te, du-te. Coana Marie, eu îți mulțumesc frumos că ai adus-o pe mireasa mea acasă, sănătoasă. Uite că s-a potolit și ăsta micul de când a venit maică sa. Dar nu mă întrebi ce face mie o fratelo? Bine, bre, am înțeles, să nu fac și eu ceva îndumicat în gură liniștită. Lasă mâncarea liniștită. Dar stai, mănâncă, ai înțeles greșit. Lasă, nu am nevoie să mănânc. Mare. Hai că am plecat. Ți-ai grijă de Rozica mea, că eu te-am adus-o bine. Hai, du-te, străiască familia ta, du-te. Ai văzut, mă, ce ai făcut? Ai supărat femeia. Dar tu de ce te bagi în seama? Hai, cântos. Hai, poftă bună, copii. Giubet. Hai, mă, dă-mi odată ce dragi. Hai, mă, răbdare să-i număr, că-mi faci nervi. Ei, o. Ia stai, lenție, așa, stai, că vreau să stau și eu de vorbă cu tine. Ia-ți, mă, ăștia. Așa, bă, frate, îți dau înapoi. Du-te, du-te, vină fata mea să stăm și noi puțin de vorbă. Ce treabă ai? Bă, uite, am fost să scutur, hai zi. Ai fost să scutur asta? Da. Și nu vrei să mergi și noi pe un buscă? Hai, mamă, las! Stai, dragă, nu te enerva așa, că îmi place și mie de tine. Cu state n-ai avut nimic, de mine nu-ți place că-ți mai tânăr. Uite-te, dracu, că n-am avut nimic cu state și nici cu tine nu am, da? Păi, vezi cum vorbești cu mine, că dacă-s prieten cu fractul ăsta, nu înseamnă că-ți permis tu de asta. Păi, lasă-mă, da? Dracu, că sunt fată cinstită, ce nu înțelegi? Ce ești, mă, așa bine dispus, că tocmai ți-a dat cuflita aia? Observ eu că nu prea-ți merge ție pasența cu femeile, nu ești în stare una, mă, să ai. Că dacă nu era domnul să-ți dea sclava aia, acum ți se usca vrejul în pantaloni. Să usca și că da, poc! Ce vrei, fă? Să te trezești, Armando, că ești dita mai băiatul de domn. Voi, eu dacă vreau pus am orice femeie, ai înțeles? Băi, sunt de acord cu tine, în visele tale e posibil orice. Fă, nu mă face că te chem martură, fii atentă. Bă, dacă poți să o ai pe lenții, poți să te cred. Fă, fii atent aici, că îți demonstrez eu că pot. Bă, tu rezolvă și o să te cred. Ia zi, mă, Armando, ai rezolvat-o? Hai, bă, că nu-i chiar așa ușor cum crezi tu, da? Trebuie să plece frasul, e ăla pe aici, ce mă zăpăcești? Bă, dacă eu ți-am zis că nu ești în stare și că ești un prost, nu mai crezi. Auzi, fă, de ce vrei tu să-mi strângi mie buna dispoziție? Du-te, dracu, în casă, ai grijă de copil, vezi-ți de treaba ta, hai, du-te. Bine, mai potentule. Hai, du-te. Despre cine vorbește ăștia de mă? Nu știu, dar azi de dimineață doamna Roza tot o lasă-se. Spune Roza, acasă e tâmpită. Fă, tu ce faci? Acum ai început să gândești în locul meu? Tu crezi că am nevoie ca tu să gândești în locul meu? Mă, asta te atâță, nu fi tâmpit. Că lasă, fă, că mă gândesc rău. Și singur. Du-te, dracu, în casă, vezi de treaba ta. Fă-ți alea pe acolo, lasă-mă pe mine în pace. Dorele, ți-am zis eu să pui alea la artist, Dorele. Unde mi-e ceaiul, Dorele? Vrei al dracu să fii? Marci și adu ceaiul. Da. Ce faci frumoasă? De bine, m-am plimbat și eu pe aici și mă duc în rulotă. Da? Vreau să stăm puțin de vorbă. Ce vrei, mă? S-a pus pata pe mine, a? Câte fete sunt aici, fix pe mine. Ți s-a pus pe una amărâtă? Păi și vrei să fii amărâtă în continuare? Nu vrei să am grijă de tine? Tu-ți dai seama dacă o să fie a mea când nu mai mure nimeni la tine. A? Ce dracu? Care-i problema? Da. Hei, 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 hei. L-ai văzut pe Sile? Auzi, eu vreau să încerc să fie ceva frumos între noi. Dar dacă vrei să te forțezi, să știi că mie nu-mi e greu. Și chiar îmi place. Ce dracu, care-i problema? Sus, fost așa și nu durează, mă. Sile! Unde ești, mă, Sile? Sile! Sile, unde e Sile? Nu
Sile? Mă, Armando, mă. Eu sunt fată cinstită, mă. Și mie îmi place de tine. Mă, să nu te iei de mine, mă. Înțelegi că ce era asta să fie a mea? Da! Dacă nu vă joc în picioare, să moară cel mai scump când scap de aici, dacă nu vă nenorocesc, pășegurilor, înainte să vin aici, mâncați găini după groapa de gunoi, săracii dracu, acum mâncați fripturi, ha? Mamă, când scap de aici, dacă nu vă nenorocesc, să moară cel mai scump, brațe-i dracu, să vin, de jeguri, vă calc în picioare, când scap de aici, vă nenorocesc, să moară mama mea, dacă nu vă omor, fai jegul, fă tiști un futofu, frația-i dreacu să fiți de cior spulcate, să-ți sărăcii! Da, fioratorule, nu vreau să vorbești dreacule, nu înțelegi! Lasă-mă pe mine să discut cu familia lui. Nu, tata, o să-l judecăm după legile noastre. Merge să-l aduceți pe Tasu, pe domnul Luciano. Hai, ce s-a mai întâmplat? Asta a violat-o pe Lenț. O să-l judecăm. I-am trimis să l aducă pe domnul Luciano aceea. Acum să mă lăsați singur. Vă rog frumos, acum lăsați-mă singur. Îmi vine să bag cuțitul în el pentru ce a făcut. Acum! De băiatul meu vorbești? Care ești în genunchi? Da, de el. De el și de amărât asta, de nenorocit asta de Lenții, care aseară și-a pierdut fecioria. Și odată cu ea o parte din viața ei, din cauza lui nenorocitul ăsta. Domn Lucian, e drept că n-ai dat bani să trăim mai bine. Și trăim mai bine. Dar dacă ăsta e prețul, dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim, mai bine mergem dracu și cerșim la drumul mare! Ce să zic? Pare rău. Pare rău. Chiar îmi pare rău de fata asta. Dar nici nu pot să vă las să faceți ce vreți voi cu băiatul meu. Cu cine mă, cu nădorul? O să-l judecăm după legile noastre. O să facem totul după legile noastre.
să judecăm. Ce faci, Cosmina? Unde te duci? Lângă domnul Cenu. Locul tău nu e acolo. De ce? Pentru că Armando a violat-o pe Lenții. Locul meu e lângă domnul Luciano, pentru că domnul Luciano n-a violat pe nimeni. Bulibaș. Uite, cum facem? Eu sunt de acord cu judecata ta, dar am și o condiție. Sunt și eu om, nu? Să-mi faci dovada că fata asta a fost violată. Ce dovadă? Stai, că n-am... Adică vreau să înțeleg mai bine ce vrei să zici. Ce e așa de complicat? Ce nu înțelegi din ce zic eu? Poate fata l-a provocat pe băiatul meu. Nu se ezită, bă, așa ceva la țigani! Bă, nu ne-a dat venit cu bărbații în baschet! Bă, nu ne-a dat cinstea pe rușine, bă! Cum poți să vorbești așa? Tu nu vezi în ce hal e? Așa arată o femeie care s-a dus de bună voie cu un bărbat? Băi, oameni buni, băi, voi puteți zice ce vreți, că aveți, da? Sunt și eu tată, am și eu pale mele, vreau să înțeleg. Bă, fată. Băliți, ia zi, tată. Cum a fost? Eu am vrut să fiu a lui. Eu mă păstram pentru omul care să mă ia de nevastă. Mă arătați toți cu deget acum că sunt curvă, eu nu sunt curvă, sunt o fată amărâtă. Eu nici cu nenea state nu m-am dus, chiar dacă m-am îmbrăcat în aur. Că cinta mea nu poate să... Da, mă, gata, am înțeles. Armando! Ia uite bine! Ai violat-o pe fata asta? Sau ea ți-a provocat? Ea m-a provocat, tată! N-o să te omor, că eu sunt bulibaș aici! În șatra asta n-o să te arate nimeni cu degetul! N-o să zică nimeni că ești curvă! O să facem judecată! O să spălăm rușinea! Chiar dacă o să-l dăm afară pe domn Luciano din șatra cu toți ai lui!